Unde ai plecat? Puțin, metro. Metro? Da. Bravo, bravo. Ai luat bilete? N-am luat încă. Da? Nu acum. Când îmi vine așa. Deci, ia, auzi, ia și pe la metro, că are treabă la metro. Ce treabă ai? Eh, să mă plimb, să plec de-a... Păi n-ai ce să vezi, acolo e că pentru casă. A, pentru casă? Păi și alimente, da. Eu mă duc decât așa, pentru casă să mă da? Iau. Ce mai trebuie pentru la munte, că sunt multe chestii care am nevoie. A, acolo la... Bravo. Da, păi e și la Brașov, dar trebuie să traversezi, că e înalt. Am auzit că n-ai de-asta, n-ai... Dacă ai nevoie, ți-ai angajat pe cineva, ăsta e. Păi și ce face? Acolo, ce faci acolo? Să-ți facă... Da, să stai tu acolo. Că zicea taică tu că nu vrea să stea păi acolo, știi? Da, că vorbeam cu ea. Mami vrea. Și am zis, dacă îmi dai salariu, vin eu acolo. Cât vrei? Păi nu știu, cât... Ne înțelegem, ne lasă. Te plictisești. Da, te plictisești acolo. Ce să faci acolo? Ai deja închirianul? Ba da, auzi, ai grătar acolo? Poftim? Ai grătar? Normă, da. Dacă, auzi, și dacă n-ai grătar, luăm. Auzi? Băi, ce face grătar singur? Acolo, își face de lucru. Las că mai vii și tu acolo, dar nu mă lăsa singur acolo. Mai vin, dacă îmi prind clienta, altfel nu. Păi da. Când o fi, mamă. Hai, vezi ce faci cu biletele alea. Eu, tu mă iei în Italia, eu te iau în America. America, da. Nu? Mergem și acolo, mergem în Las Vegas. Astăzi, 15 noiembrie 2022, pentru că este trecut de 12 noaptea, merg la alergat. Am aflat că a ieșit și Tommy din pușcărie, tatăl lui Pintea. Chiar mă bucur. Nu am aflat de la Pintea, am aflat dintr-o altă sursă. Mă bucur pentru el, pentru că a făcut pușcărie degeaba, și-ai spășit pedeapsa în Italia, făcuse acolo pușcărie, nu știu, pe bună dreptate, măcar a făcut acolo, dar în România nu trebuia să facă o zi de pușcărie. În fine, a ieșit, să fie sănătos, să fie sănătoși. Mă sunase și Olga, dar vorbeam cu cineva la telefon, cu un prieten, nu am putut să-i răspund, probabil că mi-a fi spus și Olga. Îmi doresc sănătate și de-abia aștept să iasă și nașul meu, Leo, care chiar nu mai știu nimic, de când am venit în România, chiar nu mai știu nimic despre el. În America mai știam una alta, acum deloc. Am vrut să merg la el la vizită, dar se pare că n-am cu cine să vorbesc. Nu mai spune nimeni nimic. M-am săturat să le tot scriu, să-mi spune și mie ce și cum. Nu mă vor să-mi spună, asta e. Hai, bam, bam, că merg la alergat. Vreau să mă mențin în formă, în formă maximă. Bam, bam, noaptea prin parc. În timp ce alerg, primesc. Hai, bam, bam, după două ture, miliore. Astăzi, 15 noiembrie 2022, merg la Curtici. Frig afară, dar cred că o pun iar de un grătar, să vedem. Poate cu vecinul, poate mai vine și Nostradamus. Bam, bam. Poate vin la vecinul, la vecina de fapt, bancurie. Faci și puțină ordine pe aici. Grătare în fiecare zi, dar mai trebuie să luăm și cenușa. Așa e ușor. Ați văzut ce petrecere a fost? Acum două zile, adică petrecere, a fost așa, grătar, cu oameni de calitate, cu Nostradamus, cu Putin, diavolul, contele Dracula. Ia să vadă când ajunge asta.
pregătim aici grătarul. Să fie pregătit, că nu se știe. Am pus punga de cenuș. Am să mai crește cărămis pe aici, că nu-mi place cum sunt alea. Hai, bam bam. Vreau să fac frumos aici, da? Am adus niște cărămis. Asta. Thank you.
Spate, mai găsesc ceva cărămiz? Hai, mama. Mai găsit ceva cărămiz? Asta să le arunc. Nu vine gunoi la asta.
Asta-i treaba. Să încerc eu. Hai, bam, bam. Deci avem aici bomba lui Putin. Auzi. Ești nebun? Bomba nucleară. Pregătim și vă dăm un foc. Bam, bam. M-am apucat de demolat, mâine vin ferestrele alea periculoase. Mă uite tot ce e aici. Ajută nimeni. Toate se le fac numai eu. Oh. Am venit toți la grătar, dar aici să mă ajute niciunul nu vine. Pe bune, mă? Ce? Nu mai le dau firfire, gata. Nu mai iau grătar, nu mai iau nimic. Ia suna pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe ăla, niciunul, băi. Să fie primit acum, ce să faci? Ce nasul e aici. Ai tot praf în gură. Mama, măi. Vine iarna. Uitați cum am făcut. Hai la grătar, hai la grătar. Hai la ferestre. Sau las.
vecinul nu mai e vecinul, ăla nu mai e, căzut toată beleaua pe mine. Să schimbăm noi cu placa. A, și boia Andruc, uite aici, betonul. Filmat. Eu. Hai, te filmez și după aia. Mai am o pauză. Bam, bam. Lasă-mă o pauză. Era unul pe aici. Și ce faci, băi, cine? Și... Uite, vrei, nu vezi ce fac. Și că, bă, las că ține fac eu pentru 10 milioane. Băi, mă, lași în pace. Pe 10 milioane. Eu le dau imediat bam, bam, eu ce fac? Băi, mă, lași. Bă, tu atunci pe bani, mă. E vină la grătar aici. Ne înțelege noi, da? Lasă-mă că e plăcere să faci. Muncă, vin cu, mâine vin cu termopane de alea, gri antracit, cu trei ferestre, cu trei geamuri, alea scumpe rău de tot. Hai voi, gata, și e atâta ferestre. Faci-mi treaba să nu stai după aia mâine. Aude, aude, aude! Păi ne-ai pun pe aia să dea tocul jos. Mă, măsă. Auzi, bă, 10 milioane. Bă, ești nebun la acasă, dar eu ce fac? Eu nu pot să dau. Eu mă dau de aici. Toți vecinii au intrat în casă. La călburică, nu știu ce. Dacă îi sună acum să vină la grătar, imediat vin toți. Băi, dădeam dacă se merită, dar nu se merită. Hai că m-am făcut barză, uitați cum am făcut. E la mine aici, în curte, bam, bam. Niciunul nu ieșit pe afară să vedeți ce se întâmplă aici. Să vedeți mâine ce geamă nu pune aici. Cele mai scumpe. Degeaba aveți voi vile și palate. O să aveți geamuri ca ale mele. Adică fac pentru alții în America și nu fac pentru mine aici. Bă, mi-e ferește.
cu. Să-mi schimb poziția. Ca să dau întâi aici. Nu, vă gamești banii la cei și cei cu buzunarul ocui. Tot al meu, mă. Hai, bam, bam. Am trecut de magazinul Titan. Uite-s camere aici, la intersecție, la metrou. Misterul aurului dacic. Era actor român. Dreapta spre Sălăjan, în stânga spre Diham, în față spre Ocean Titan. Uite, au fost luminițe aici, rădureți, răduți, bam, bam. Doarme pe frigul ăsta, tot afară. Scurtă muzica aici. Nu am mai filmat, am vorbit cu vecina de vis-a-vis și mi-a spus că pleacă în Sardinia luna viitoare și am spus să ia două bilete să merg cu ea. Și a spus că da, mergem în Sardinia luna viitoare, sper să nu se sucească. Deci așa că mă pregătesc de Sardinia, să merg cu vecina, bam, bam.